Doamne, nu uita de noi, suntem săraci plini de nevoi. Doamne, ocrotește-i pe români. Doamne, nu uita de noi, suntem săraci plini de nevoi. Doamne, ocrotește-i pe români. În zadar. Doamne, ocrotește pe români. Suntem săraci plini de amar, plânsul nostru în zadar. Doamne, ocrotește pe români. Săracă țară bogată, mult ai crezut supărată. Doamne, ocrotește pe Au venit cei pe partea cealaltă. Bogdane! Da. Luăm flori? Vă dau la fiecare florile? Bine. Mersi. Ia stai până în stai că doamna acolo, Steluța, vezi doamna aici. Doamna Nistor? Doamna Nistor? Da. A, reușit. Ia poate. Moment istoric, prima oară s-a trecut către Republica Moldova, după aceea din Republica Moldova s-a trecut către București.
În câteva minute o să începem programul nostru de astăzi și o să vă rog pe toți să îi întâmpinăm cât mai călduros pe aceste dealuri, pe frații noștri care au mers zile întregi în caniculă, în furtună, ca să vină către țară. Ca să ajungi la 30 să începi de la 1. Ci este doar un râu intern, acolo unde lacrimile dorurilor noastre se vor revărsa pentru totdeauna și nu vom mai avea doruri, ci vom avea doar împliniri. Vă invit să onorăm împreună imnul de stat al tuturor românilor, Deșteaptă-te Române, interpretat de grupul vocal al copiilor de la Liceul Tehnologic Ionel Teodoreanu din satul Victoria. Oh,
Iași și pe cel din Ungheni, pe care îi invităm să vină alături de noi cu un cuvânt de salut pentru toți cei prezenți și pentru cei de peste Prut pe care îi așteptăm aici. Nu știu dacă îi auziți pe cei de dincolo, cântă și am venit să te salut, fratele meu, de peste Prut. Copiii ăștia care au venit zilele astea pe căldură, pe ploaie, vin cu inima deschisă către Prut și o să treacă peste 20 de minute Prutul și o să îi așteptăm cu toții la Prut cu flori în mână. Domnul primar, vă rog, un cuvânt pentru tinerii care vin de la Chișinău cu inima deschisă către România. Bună ziua, frați români! Sunt deosebit de onorat să particip la acest eveniment istoric de refacerea podurilor de flori la Prut. Vă mărturisesc totodată că sunt și foarte emoționat să mă aflu alături de acești bravi luptători ai neamului, de cei 1000 de tineri care au pornit pe jos din Chișinău spre București, înfruntând canicula, înfruntând furtuna, pentru a-și afirma năzuința cea mare, și anume revenirea la patria mamă. Prin jertfa lor, înfruntând vremea grea și 100 de kilometri parcurși pe jos, acești temerari și-au arătat cât de mare este dragostea lor de România și că țara merită ca în granițele ei să aibă și Moldova de la est de Prut. Prin prezența voastră atât de numeroasă, români frumoși la chip și la suflet, demonstrați că iubirea dintre frați nu poate fi stăvilită de sârma ghimpată. Am venit aici, pe un mal și altul al Prutului, pentru a manifesta clar voința de reunire a Basarabiei cu România. La 25 de ani, de la momentul 6 mai 1990, iată că podul de flori se aștirne iar peste Prut. Pentru că Prutul nu poate fi graniță, așa cum au stabilit-o cei străini de interesele noastre, Prutul este râu intern care nu poate desparte frate de frate. Vă îndemn să-l secăm simbolic, pentru că sufletele noastre nu pot permite birocrația unei granițe. Frați români, astăzi ne-am reîntâlnit pentru podul de flori. În curând ne vom întâlni pentru a sărbători împreună reîntregirea neamului românesc. Așa să ne ajute Dumnezeu! Mulțumim domnului primar din Ungheni. Acum am primit confirmarea că frații noștri de peste Prut ne aud, dacă vorbim un pic mai tare. Și vreau să strigăm pentru ei ceea ce ei au strigat în Piața Marii Adunări Naționale. Trăiască, trăiască, trăiască și înflorească Moldova, Ardealul și țara românească! Trăiască! Trăiască! Trăiască și înflorească Moldova, Ardealul și țara românească! Trăiască Moldova, Ardealul și țara românească. Trăiască, trăiască, trăiască să trăiască Moldova, Ardealul și țara românească. Haideți cu mine! Trăiască, trăiască, trăiască să trăiască Moldova, Ardealul și țara românească. Aplauze pentru domnul Chiriac, care a fost la primul pod de flori, ca și mulți dintre dumneavoastră astăzi. Vă promitem solemn, noi de pe partea asta a Prutului, împreună cu tinerii de pe partea cealaltă a Prutului, că vom duce dezideratul podurilor de flori la bun sfârșit și vom
ne vom găsi toți românii de pe ambele maluri ale Prutului în cadrul acelui stat. Cu voia fraților de peste Prut, o să-i dau cuvântul domnului primar al Iașului, domnul Chirica. Mulțumesc foarte mult, frați români, suntem aici pentru un moment istoric. Drumul spre o Românie mare nu mai poate fi oprit. Și asta pentru că toți vrem să o facem. Prutul nu ne mai poate despărți. Prutul este doar calea pe care noi o folosim pentru a reveni toți împreună într-o Românie unită. Vreau să-i salutăm pe toți cei prezenți de o parte și de cealaltă. Avem oaspeți din Prahova, din Alba Iulia, din Vaslui, din Huș, din Bârlad, din Brăila, din Iași, din București. Avem oameni români de peste tot. Avem din Cernăuți, avem din Ucraina, avem din Bălți, avem din Chișinău. Avem și din Spania. Deci toți românii suntem aici, pentru că toți vrem cu sufletul, indiferent din ce partide suntem, indiferent cum vorbim, cu ce accent, indiferent ce au fost părinții noștri, indiferent ce suntem noi acum, cu toții dorim să ne unim cu țara. Acest drum, așa cum am spus, nu mai poate fi oprit și trebuie să credem în destinul nostru pentru o Românie unită. Să ne ajute Dumnezeu să ne reîntâlnim pentru a sărbători Marea Unire. Mulțumim! O să vă rog acum, după ce l-am ascultat pe domnul primar, să ne îndreptăm cu toții urechile și inimile către Prut, să mergem pe acest dig care după unire vă promit că o să fie amenajat ca o parcare și ca un loc de grătare în zilele cu soare. Și să ne îndreptăm și să-i ascultăm și pe frații noștri de peste Prut, care au și ei o sonorizare pe malul acela și sunt la 300 de metri de noi. Haideți să-i ascultăm, să facem liniște și să vedem ce mesaje ne transmit frații noștri de dincolo. Toboșarul nostru să ne dea imnul încă o dată, să ne audă mama Românie că noi venim! L-ați ascultat pe Anatol Ursu, președintele tinerilor Moldovei, cei care au venit zilele astea la Prut pe jos. O să vă rog pe toți
să fiți atenți pe malul celălalt al Prutului și să ne sincronizăm, pentru că în ultimii 25 de ani tale am fost dis, n-am fost sincronizați. Mame, ne auzi? Da! Mame, Românie, ne auzi? Da! Ostași, suntem aici! Da! Ostași, suntem aici! Da! Strășeni vrea unire! Toată lumea trebuie să știe, Strășeni vrea unire! Toată lumea trebuie să știe, Lozova vrea unire! Toată lumea trebuie să știe, Călăraș vrea unire! Toată lumea trebuie să știe, la Cornești se vrea unire! Toată lumea trebuie să știe, la Ungheni se vrea unire! Am parcurs 150 de kilometri! Am mers prin soare, am mers prin ploi, am strigat în toate orașele, în toate satele pe care am mers, am transmis același mesaj de fiecare dată. Avem dorință, avem ideal, avem coloană vertebrală, avem bărbați, avem fiice de domnitor aici printre noi, avem tineri demni, avem oastea lui Ștefan cel Mare, care acum va trece Prutul. Mergem către Mama Românie! Mama Românie, ne primești? Da! Noi venim, ne primești? Da! Mergem! Da! Mergem! Da! Puterea stinge și nu
Facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. Dar este împărăția și puterea și slava Tatălui și Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în veșii veșilor. Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mari mina ta, rugăm-ne, ți-i auzi-ne și ne miluiește. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Să ne rugăm pentru un al preasfințitul arhiepiscopul și mitropolitul nostru, Teofan, pentru sănătatea și mântuirea lui. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Că ne rugăm pentru bine credinciosul poporul de pretutindeni, cârmuitorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor și pentru iubitoarea de Hristos oaste, pentru sănătatea și mântuirea lor. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Haideți români acum cu toți să spunem, să spunem da, în viață ne-o fost greu. Dar și cât de greu ne-au fost în lume, noi l-am avut pe bunul Dumnezeu. Dar și cât de greu ne-au fost în lume, noi l-am avut pe bunul Dumnezeu. Noi l-am avut pe bunul Dumnezeu. Așa că hai cu toți să ne dăm mâna, să fim uniți de acum pe veci. Căci cât să ne vină pe toate românele treci. Așa că hai cu toți să ne dăm mâna, să fim uniți de acum pe veci. Totoșor să ne vină pe toate românele Așa că hai cu toți să ne dăm mâna, să fim uniți de-acum pe veci. Căci ușor să mai vină pe toate românele treci. Așa că hai cu toți să ne dăm mâna, să fim uniți de-acum pe veci. Voi frați români, ce ați plecat departe,
în urmă tată, mamă, Zapita. Pasă Arabia, e România! Grădin nesăpată, pașa tăiat, cu plugul să le arați. Lăsați acum, lăsați străinătate și hai înapoi, pământul îl luați. Și hai înapoi, părinți, vă îmbrățișați. Așa că hai cu toți să ne dăm mâna, să fim uniți de-acum pe veci. Pe toboșor să mai vin, pe toate românele trăi. Așa că hai cu toți să ne dăm mâna, să fim uniți acum pe veci. Pe toboșor să mai vin, pe toate românele trăi. Urte ușor să mai vin pe toate românele departe dorule, dorul aleargă și se zbate dorule. De la Nistru mai departe dorule, dorul aleargă și se zbate dorule. Iar potru cu cuvinte în aceeași limba sfântă, în aceeași limba sfântă. Toți românii îl ascultă. Curge prutul printre noi, dorule, cu valuri mai vechi și noi, dorule. Curge prutul printre noi, dorule, cu valuri mai vechi și noi, dorule. Cele vechi și gasne arată Basarabia curată, Basarabia curată. Cele noi poduri stricate, flori și vise înecate, flori și vise înecate. Desparte prutul și curge dorule, frați de grai și frați de sânge dorule. Desparte prutul și curge dorule, frați de grai și frați de sânge dorule. Frați suntem și niciodată nimeni n-o să ne despartă, nimeni n-o să ne despartă. Nici putul cu vălurele, nici dușmani cu vorbe grele, nici dușmani cu vorbe grele. Ia-mă-n brațe, dorule, dorule, și bate-și malurile, dorule. Ia-mă-n brațe, dorule, dorule, și mătreci malurile, dorule. Îl aștept la cetate să-mi văd neamurile toate, să-mi văd neamurile toate. Să urc armații pe culme, ca să-mi strig frații pe nume, ca să-mi strig frații pe nume.
Să le spun cântându-le tare, Basarabia visoră, Basarabia visoră. N-o lăsați prea de la unii, că plângând pământ străbunii, că plângând pământ străbunii. Thank you.
să-mi scoată ambianța. Nu,
duminică seara. Da. Ora 4. De dimineață. Aici. Băbița! Partea aia la cum ai zis? Partea aia la... Dar nu mori! Haideți ieșiți din grup! Aici se blochează aici! Mulțumesc! Am făcut schimb! Unitate!
Țara pentru totdeauna! Și țara românească! Unire! 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 Toată lumea să cânte cu noi! Unire! 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 Bună ziua! Da, hai să le descoperim, da, da? Steza la pace de la București, raptul Basarabii de la 1812, dar acum am pe suflet câteva cuvinte în vers și cred că o să le înțelegeți. Fratelui de peste Prut, gândindu-mă și la George, poate nu vorbim frumos, poate nu strigăm prea tare, dar de-a ști ce mult ne doare să trăim lipsiți de soare, fără de munte, fără de mare, despărțiți prin mal de țară, peste Prut viața e amară, totuși spiritul nu moare, tot român e cel ce are inima prinsă în hotare. Suntem floare de cicoare, cu miros ce nu dispare, gălbenele mărunțele și bujorii vă păiați, tricolorului toți frați, chiar de frunza vestejită și petala e ofelită, am ieșit noi din ispite cu tulpinei nestrivite și credința neclintită. Un mănânc dintr-o câmpie, un buchet la piept de ie, suvenir din vechea glie, din a patriei moșie, dintr-a noastră Românie. Mulțumesc! Vă mulțumim! Un mesaj muzical către Basarabia are corul de copii din comuna Prisăcani, coordonat de doamna profesoară Liliana Moscu. Îi invităm pe scenă! Vine, vrei cu flori, unde sunt ai tăi pe
Mulțumim, copii! Manifestația și trecerea prutului continuă, mai sunt mulți care trec prutul, sunt foarte mulți care au rămas acolo pentru că nu au pașaport, dar nu poți pune pașaport la inimă și conducătorii noștri din ambele state trebuie să înțeleagă asta. Noi de aici și tinerii din Basarabia o să mergem în marș cu toții până în Bosnia. La Bosnia cei care nu pot se îmbarcă în autocare și îi așteptăm la Iași, la Catedrala Mitropolitană, pe acești tineri frumoși, cu toții la 6 dimineața mâine din Iași, pornind spre București. Brava! Ansamblul de danțuri populare Cătălina, coreograf Petre Șușu, joacă după o suită moldovenească. Thank you.
îndepărtați, pentru că urmează Hora Unirii. Țării care joacă ca pe funii noștri, cu toate de renume, din comedia minciună. Cum de patrie virtute nu vorbește liberalul de ei, crede că viața e curată ca cristalul. Toți pe buze având virtute, iar în ei mură de calpă, chintesență de mizerii de la creștet până în talpă. Dintre aceștia țara noastră și alege astăzi soli, oameni vrednici ca să șază în zidirea sfintei golii, în cămești cu neclunge și pe capete scufie ne fac legi și ne pun biruri, ne vorbesc filozofie, patrioții, virtuoșii, ctitori de așezăminte, unde spumegă de sfrul în mișcări și în cuvinte, cu evlavie de vulpe ca în strane șed pe locuri și aplaudă frenetic schime, cântece și jocuri. Și apoi în sfatul țării se adun să se admire bulgăroi cu ceafa groasă, grecotei cu nas subțire. Toate mutrele acestea sunt pretinse de roan. Toată greco-bulgărimea e nepoata lui Traian. Spuma asta înveninată, astă plebe, ăst gunoi, să ajungă a fi stăpână și pe țară și pe noi. Tot ce în țările vecine e smintit și stârpitură, tot ce e însemnat cu patra putrejime de natură, tot ce e perfid și lacom, tot fararul, toți iloții, toți se scurseră aici și formează patrioții. Încât fomfici plecare găgăuții și gușații, bâlbâiți cu gura strâmbă, sunt stăpânii astei nații. Voi sunteți urmașii Romei, niște răi și niște fameni. E rușine omenirii să vă zică vouă oameni, și această ciumă lume și aceste creaturi
Nici rușine n-au să iei în smintitele lor gudi gloria neamului nostru spre a o face de ocară, îndrăznesc ca să rostească până și numele tău. Țară, la Paris, în lupărare de cinismul și de lene cu femeile pierdute și în orgiile obscene acolo, v-ați spus a venere tinerețele la stos. Ce a scos din voi acusul? Când nimic nu e de scos. Și acum priviți cu spaimă fața noastră sceptic rece. Vă mirați cum de minciuna astăzi nu vi se mai trece. Când vedem că toți aceia care vorbe mare aruncă, numai banul îl vânează și câștigul fără muncă. Azi, când fraza lustruită nu ne poate înșela, astăzi alții sunt de vină, domnii mei. Nu este așa? Prea v-ați arătat arama sfâșiind această țară. Prea făcurăți neamul nostru de rușine și ocară. Prea v-ați bătut joc de limbă, de străbuni și de obicei, ca să nu se arate odată ce sunteți niște mișei. Da, câștigul fără muncă, iată singura pornire, virtutea, e nerozie, geniul, pune fericire. Dar măcar lăsați strămoșii ca să doarmă în col de cronici din trecutul de mărire, v-ar privi cel mult, ironici. Cum nu vii tu țepești, Doamne, ca punând mâna pe ei, să-i împarți în două cete, în smintiți și în mișei, și în două temniți large cu deasila să-i aduni, să dai foc la pușcărie și la casa de nebuni. Încă mai au devenit colegii noștri de peste Prut, dar un anunț pentru cei care au trecut. Cei care au venit din Basarabia, aveți în spatele cortului, aveți câte un sandwich, aveți câte o apă. Iar cei din România care au venit cu apă, cu sandwich-uri, vă rugăm să le aduceți tot aici pentru cei de peste Prut. De acum pornește trenul Unirii. De la ora 13 de aici, pe jos până la Iași. Mâine la 6 dimineața, tot Iașiul merge la București cu trenul să arate la București că România vrea unire, că Basarabia vrea unire, că nimeni nu poate să stea în calea noastră către reîntregire. Acum că au trecut și frații noștri de peste Prut, Ronald Reagan îi zicea lui Gorbaciov în 1987: Mr. Gorbaciov, tear down this wall. E timpul ca această graniță nedreaptă care te sparte frate de frate. E timpul ca Prutul să fie râu intern. E timpul ca aici să facem picnicuri. E timpul ca aici să facem hore și să uităm peste rușinea care s-a abătut peste noi de 75 de ani. De la pactul rușinos Ribbentrop-Molotov. 75 de ani de la Ribbentrop-Molotov. Rușinea trebuie să înceteze. Românii trebuie să se unească. E timpul ca Ștefan Vodă, cei din Căpriana, împreună cu cei din Iași, cu cei din Isporeni, cu cei din Călăraș, Republica Moldova, Călăraș, România, cu cei din Prahova, cu cei din Brăila, cu cei din Iași. E timpul ca Ungheniu să fie unul singur, nu să fie despărțit de această graniță. E timpul să nu mai avem pașapoarte și buletine între frați. E timpul să ne unim. Trăiască România, trăiască, trăiască Moldova, Ardealul și țara românească. Trăiască, trăiască, trăiască și trăiască Moldova, Ungheniu. Basarabia, vine corul de copii din Comuna Victoria, coordonat de doamna profesor Daniela Poncu. Mireasă, mireasă, mireasă.
Noi suntem români, noi suntem români.
români, noi suntem români, noi suntem aici pe veșcă. Noi suntem români, noi suntem români, noi suntem urmași ai lui Traian. Așa e românul, cât se oamenilor a venit să cânte fiul apostolilor românismului din Basarabia, Ion și Doina Aldea Teodorovici. A venit Cristi Aldea Teodorovici. Aplauze pentru el! E o surpriză foarte, foarte mare pentru noi că se află aici. Aplauze, aplauze, aplauze! E o generație nouă de artiști în Basarabia, artiști normal, unioniști. Dacă ești artist, dacă ești intelectual, dacă ești tânăr în Republica Moldova, ai simțământul în tine. Și chiar dacă
și-a fracturat piciorul alături de noi. Este un mare alt artist din generația tânără, generația unionistă, care va face unire. Aplauze pentru Cătălin Josan! Arătate și voi un inese clar! Chitara merge? Hai să vedem! Ai cablu? Nu s-a auzit. Hai să dăm oamenii în spate. Vreau să adun în față și mă dă cu boxii. 2-3? Da. Noi am încercat să vă cântăm de peste pur de acolo, nu știu, se auzea ceva aici? Nu se auzea, dar noi cu sufletele am fost alături de voi. Am încercat să cântăm, să-i bucurăm și pe cei de acolo care n-au putut să vină aici lângă noi. Pentru că, din păcate, e trecerea doar într-o direcție și sperăm, într-adevăr, măcar toată și copiii noștri să poată să treacă și de parte și de alta, fără pașapoarte, fără buletine și fără ghimbi. Să fim o țară întreagă, să fim un neam și o țară mare românească, România mare! Ce face? Dă-mi un microfon atunci. Cristi, nu mai bine chitara lui. 2-3. Eu o să vă cânt niște piese care deja au sunat, pentru că sunt niște imuri pentru neamul nostru. Pentru ea la Putna, clopot bate! Cântați împreună cu noi! Pentru ea la Putna, clopot bate, pentru ea-mi teamă de păcate, pentru ea-i caldă vatra poamei. Pentru limba, pentru limba mamei. Pentru ea e caldă vatra poamei. Pentru limba, pentru limba mamei. Pentru ea ni sor să cer din spații. Pentru ea puternici sunt Carpații, pentru ea e caldă vatra poamei. Pentru limba, pentru limba mamei, pentru ea e caldă vatra poamei. Pentru limba, pentru limba mamei. Și vreau cu toții. Dumnezeu prima oară când a plâns printre astre, el a plâns peste țară cu lacrima limbii noastre. Dumnezeu prima oară când a plâns printre astre, el a plâns peste țară cu lacrima limbii. Pentru ea noi vrim pereții, pentru ea mai sunt trăniți poeții, pentru ea mai sunt trăniți poeții. Pentru ea cresc florile visării, pentru limba, pentru limba țării. Și împreună! Pentru ea cresc florile visării, pentru limba, pentru limba țării. Și împreună! Dumnezeu prima oară când a plâns printre astre, el a plâns peste țară cu lacrima limbii noastre. Dumnezeu prima oară când a plâns printre astre, el a plâns peste țară cu lacrima limbii noastre. Dumnezeu prima oară când a plâns printre astre, el a plâns.
inima limbii noastre. El a plâns peste țară cu lacrima limbii noastre. Zidirea soarelui se știe, cerul a muncit o veșnicie. Noi muncim din tocmai n-alescu, n-am ales cu Domnul Eminescu, Domnul cel de pasăre măiastră, Domnul cel de nemurirea noastră, Eminescu. Mai tare! Eminescu. Sunteți frumoși cu toții! Mir curare, Doamne, adinaur, pe-nalcul Domn cu totul laur. Mă uscam de dor în piept cu plânsul. Acum am și eu! Acum am și eu neîncarte! Pot îmbrățișa mai astrați carte! Pot îmbrățișa mai astrați carte! Știu că frate mi-ești și mi-ești părinte. Lăsai, lăsai, lăsai. Și tu te
nu mai emoționez, deși nu pot. Mai devreme am plâns, o să mai plâng azi. Are cineva un megafon de ăsta mare? Poate dacă aveți un megafon din ăsta. Un portafon, are cineva? Da, deja l-am găsit. Da? Nu-i vreme de pierdut, măcar pentru-un cântec, haideți să ne strângem, să ne amintim cine am fost și suntem. Măcar pentru-un cântec, haideți să ne strângem, să ne amintim cine am fost și suntem. Cine am fost și suntem, de ne-am născut aici, sau ne-am mutat din tundră, e timpul să ne scoatem istoria din umbră. Suntem un pumn de oameni, pe un picior de țară, dar mai avem o limbă și o vatră milenară. Măcar pentru-un cântec, haideți să ne strângem, să ne amintim cine am fost și suntem. Măcar pentru-un cântec, haideți să ne strângem, să ne amintim cine am fost și suntem. Încă o dată! Măcar pentru-un cântec, haideți să ne strângem, să ne amintim cine am fost și suntem. Măcar pentru-un cântec, haideți să ne strângem. Să ne amintim cine am fost și suntem. Măcar pentru-un cântec, haideți să ne strângem, să ne amintim cine am fost și suntem. Măcar pentru-un cântec, haideți să ne strângem, să ne amintim cine am fost și suntem. Cine am fost și suntem. Cine am fost și suntem! Very greu, la un val de apă, trei de sânge, bietul frut uitat de Dumnezeu. Lumea se mai stinge, se mai naște, e ghimpată sârma dintre frați. Vom avea și noi o zi de Paște. Hai român din moarte înviați, dar de peste Prut ridică frate. Dacă eu mai vreau și tu mai vrei, maluri de prum, mă fă-nștream. Bing-bong, haideți împreună! Bing-bong, maluri de prum, mă fă-nștream. Bing-bong, bingo, bingo. Nu va fi nici urmă dintr-o apă care ne-a durut și ne-a rănit. Va rămâne alt pământ să-ncapă, Prutul ca o muchie de cuțit. Urge Prutul între țări române, i s-aude plângerea în Carpați. Unire! 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 Unire!
Mai zic, uitați, nu plătesc pentru cum să vă mulțumim.